Mâncarea fast food pare cea mai la îndemână alegere când vine vorba să mâncăm ceva repede și ieftin, însă de fapt ne distrugem sănătatea. Trist este că cei mai afectați de această situație sunt chiar cei cu o vârstă fragedă, care se hrănesc de mici copii cu alimente procesate. Adina Ivașcu este sportiv de performanță, soție și mamă. Aceasta își face timp în fiecare dimineață să le pregătească un meniu sănătos celor mici pentru a nu fi nevoit să-și cumpere preparate fast food, precum burgeri sau mâncăruri prăjite în general. Bineînțeles, acest stil de viață este rar întâlnit, cei mai mulți părinți preferând să le dea copiilor bani de buzunar. Pornind de la o alimentație de fast food, de la o alimentație nesănătoasă, apar problemele de sănătate de la vârste fragede. Și asta spun pentru că am în sală copii cu care lucrez și crede-mă că nu e deloc plăcut să vezi un copil mic cu o problemă de obezitate și cu probleme medicale până la urmă. Este foarte ușor să recomanzi copilului un meniu fast food. Pe tine ca părinte te scapă de o grijă, economisești tu timp, dar totodată adică nu-ți dai seama că mâncând în mod frecvent astfel de mâncăruri, da, în ghilimele, nu faci altceva decât să îngreunezi o stare de bine a copilului tău. Este dificil să le explici copiilor că unele alimente care sunt evident gustoase și plăcute sunt nesănătoase. Într-adevăr, sunt și o mamă și ca orice copil mai au pofte din când în când și nu le interzic lucrul acesta pentru că la mine decât cel mare începe să facă sportul acesta de performanță, dar cel mic nu pot să-i spun sau eu o dată pe săptămână dacă nu știu, asta spun când sunt în pregătire și de anul acesta eu chiar mi-am propus eu să nu mai am acea zi în care să mă prostesc o dată la o masă și asta încerc să le insuflu și copiilor mei. Eu, spre deosebire de alte mămici, am norocul că știu cum să le pregătesc masa copiilor mei în așa fel încât să nu aibă probleme cu greutatea sau probleme medicale din cauza mâncărurilor care nu sunt tocmai bune pentru copii. Acasă, copiilor trebuie să li se asigure o hrană variată, proaspătă, gătită în casă. Să nu existe băuturi carbogazoase și zaharoase în frigider. Un copil obișnuit să mănânce sănătos rar va cădea ispitei de a consuma fast food. Mâncarea fast food, așa cum spuneam, este ușoară și de pregătit în casă și dacă o cumperi. Este mult mai simplu să-i dai un ban copilului tău să se ducă să-și comande ceva sau să ducă să, nu știu, cu prietenii și să mănânce acolo o mâncare fast food decât să stai tu să încerci să improvizezi tu acasă acel hamburger, da? Toți sunt înnebuniți după hamburgeri. Să-l improvizezi tu acasă, să fie ceva făcut în casă, ceva sănătos, astfel încât copilul tău să beneficieze de tot ce este mai bun din acea mâncărică făcută acasă de tine ca mamă. Unele studii au arătat că mâncarea fast food poate reduce nivelul de energie și capacitatea de concentrare pentru perioade lungi de timp. Dacă copilul desfășoară o activitate fizică, aceste meniuri nu-i furnizează cantitatea de energie necesară pentru a face față solicitărilor din punct de vedere fizic. Este foarte ușor pentru că ai la îndemână acum internetul, sunt cărți de nutriție, sunt cărți, nu știu, rețete care te învață să faci o mâncare sănătoasă sau, eu știu, chiar și din fast food ceva, să improvizezi astfel încât să nu faci probleme copilului tău. Un studiu realizat în Marea Britanie a descoperit că acei copii care au mâncat alimente prelucrate, prea grase, zaharoase, au avut un IQ semnificativ mai mic. Indiferent de aspectele culturale și educaționale, familiile de origine și durata alăptării. Dezvoltarea creierului este mult mai rapidă în primii ani de viață, astfel încât hrănirea incorrectă a dus la efecte negative chiar și asupra creierului pentru o lungă perioadă de timp.